astăzi pe mine era să mă ia niște oameni fără suflet. Și știți de ce? Părinții mei adoptivi m-au dus în piață să mă ia la niște oameni necunoscuți care să mă mănânce. Să mă mănânce, vreau de Paște. De Paște, când de fapt trebuie să ocrotim animalele, nu trebuie să le tăiem și să le mâncăm. Și cum stăteam eu acolo trist și mă gândeam la frățiorii mei care i-am lăsat acasă, cum mă gândeam eu la ei că nu o să mai văd niciodată. Atunci am văzut un băiețel. L-am văzut un băiețel care a venit să-i tale și mi-a zis: vai, semielușel frumos, am să te iau acasă și am să am grijă de tine și am să mă joc cu tine și am să... Wow, o să vorbim despre fashion toată ziua, o să ne stăm la televizor, o să ne jucăm pe calculator. Și mi-a zis că o să facem și un film pe YouTube și am zis: da, vin, vreau să vin cu tine, vreau să fiu cel mai bun prieten al tău. Așa că am mers cu acest băiețel și știți cine este el? Este Royalty Boy. Hurra, Royalty, Am să vi-l prezint acum pe el, pentru că vreau să vă dau un sfat pentru Paști. Vreau să vă facă niște urări pentru Paști, pentru că eu sunt foarte bucuros și el vrea să vă zică ceva. Așa că acesta este primul meu filmuleț pe YouTube. Și super, foarte bucuros. Wow, pe YouTube. Yeah, o să mă vadă lumea. Iura. Așa că vă pup pe toți. Vă pup. Puteți să mă. Vă pup pe toți și vă doresc numai bine vă doresc. Acum vreau să vi-l prezint pe Royalty Boy. Royalty. Da, am ajuns și eu. Astăzi vreau să vă zic că am făcut o faptă bună. Am salvat un mielușel de la moarte. De Paște, fiți mai buni, fiți mai darnici și fiți mai înțelegători. Cum? Și eu am fost cu acest mielușel. Uitați-vă cât este de drăgălaș cum mă pupă și cum se joacă cu mine. Uitați-mă cum se joacă. Vă doresc toate cele bune de Paște, să aveți grijă de voi, de familiile voastre și să nu uitați adevărata esența Paștelui. Da, adevărata esența Paștelui, care este esența religioasă și este moartea Mântuitorului Iisus Hristos. Fiți mai buni, aveți grijă de voi și un Paște fericit tuturor! Vă salutăm!